În această seară, emisiunea Profil de Politician vă va prezenta aspecte din viața profesională și privată a primarului Comunei Zimbor, Gabriel Mureșan, care este în același timp și membru al Partidului Național Liberal. Gabriel Mureșan s-a născut în Zimbor, unde a și copilărit alături de fratele său. Edilul a știut de mic că dorește să devină pădurar și pentru asta a decis să urmeze liceul silvic din Năsăud, după care s-a înrolat în armată pentru 2 ani. Ulterior, a făcut stagiatura pentru a fi pădurar timp de 9 luni, după care s-a angajat pe această funcție la Clubul Silvic Almaș, urmând ulterior să mai lucreze și în alte localități. Gabriel Mureșan se află la a doua căsătorie în acest moment. Din prima căsătorie, edilul are 2 copii mari, iar din a doua are un băiețel care urmează să împlinească 7 ani și un alt băiețel care urmează să se nască. A făcut cunoștință pentru prima dată cu Partidul Național Liberal în anul 2004, după care a ajuns primar al Comunei Zimbor în anul 2008. Ne aflăm în biroul de la primărie al domnului primar al Comunei Zimbor, domnul Gabriel Mureșan, care este în același timp și membru în Partidul Național Liberal. Bună ziua, domnul Mureșan! Bun venit în Comuna Zimbor! Pentru început, am dorit să vă întrebăm cum ați debutat în activitatea politică. În activitatea politică am debutat în anul 2004. Am fost consilier un mandat tot la Partidul Național Liberal și din 2008 sunt primar al Comunei Zimbor. Cu cât ați fost ales? Ca procent la ultimele alegeri, 50% plus un vot. Cine v-a fost contracandidat? Contracandidat a fost de la PSD, chiar dacă la ultimele alegeri s-a mers pe USL, la noi în comună candidat separat. Domnul Mureșan, vă rog frumos dacă puteți să ne spuneți câteva realizări din punct de vedere administrativ. Din punct de vedere administrativ avem unele realizări cu care mă mândresc. Prima realizare de când sunt primar ar fi renovarea bisericii, care este și monument istoric, Biserica de Lemn din Zimbor, care a fost renovată complet în anul 2010. Ar mai fi renovarea căminelor culturale din satul Sutor, care a fost început în anul 2011, finalizat în 2012. Tot în 2011 am început lucrările și la căminul cultural din Chendrebal și cel din Sâncrai Almașului, care sperăm, mai ales căminul din Chendrebal, să-l finalizăm în acest an. Cel din Sâncrai preconizez cam pe 2016 să fie finalizat, pentru că este un cămin mai mare și costurile sunt mai mari. Știu că ați obținut un proiect pe apă și canalizare, să aduceți apa și canalizarea în comună. Da, într-adevăr, preocuparea principală a mea de când am intrat în administrație, mai ales în funcția de primar, a fost întocmirea de proiecte pentru atragerea de fonduri pentru realizarea infrastructurii. Printre care, cum ați amintit, e și proiectul de apă și canalizare, proiect aprobat în anul 2011, dar din păcate din lipsa fondurilor, la fondul de mediu, sau chiar din motive politice, încă nu am semnat contractul de finanțare. Așa, pentru comunitate, care ar fi dintre cele amintite, care ar fi cea mai mare realizare a dumneavoastră? Deci, pe lângă cele amintite, Biserica de Lemn și căminele culturale, ar mai fi drumuri de exploatație agricolă. Este vorba de aproape 8 km care se vor asfalta. Eu zic că un lucru benefic pentru dezvoltarea agriculturii la noi în zonă. Și mai avem un proiect aprobat care se află tot în faza de achiziție, care sperăm în maxim o lună să fie licitat, două chiar. Este legătura între Zimbor și Dol. 3 km, aproape 4 km de drum. Printre realizările amintite, am omis să vă spun despre renovarea grădiniței din Zimbor, care a fost renovată complet în anul 2009-2010. La fel și școala generală din Zimbor, am început un proces de renovare chiar din anul 2006 și s-a finalizat în anul 2010, când s-a pus acoperișul pe școală. Aveți un parc aici, lângă școală și lângă primărie, și aveți o scenă. Organizați ceva evenimente?
Da, într-adevăr, avem un parc foarte frumos, poate puține dintre comunele din județ se pot mândri cu asemenea parc, care e situat chiar în centrul comunei, unde avem o scenă făcută în anul 2010, unde se desfășoară spectacole, cum ar fi Fiii Satului Zimbur, care se organizează în fiecare an de Rusalii. Alte evenimente, eventual serbări la copii, se mai desfășoară când e timpul frumos și permite, în aer liber. Cred că sunteți un om foarte ocupat. Poate ne spuneți cum arată o zi de muncă? La ce oră veniți la servici? La ce oră plecați de la primărie? Ce activități mai aveți pe lângă? Într-adevăr, dacă în meseria de primar te implici, ești foarte ocupat tot timpul și este chiar o meserie stresantă, o să spun. Și la ce oră începe? În mod normal, la ora 8 începem dimineața și programul normal e până după masă la ora 16. Dar de multe ori se mai prelungește programul în funcție de problemele care sunt. Chiar deplasări la foarte dese la Zalău, ședințe și alte probleme. Și acasă, de exemplu, în sânul familiei, când mai ajungeți? Adică în jur de ce oră, la ce oră ajungeți? În fac timp și pentru rezolvarea problemelor din sânul familiei. De multe ori ajung și mai târziu. Asta depinde de ce probleme sunt. Dar nu este o problemă pentru familie. Nu vă... Deci aveți o înțelegere? Există înțelegere din partea soției și a copiilor? Absolut. Există înțelegere și încercăm să rezolvăm toate problemele și din familie. Edilul a dorit să ne arate biserica veche de pe deal, cum i se zice pe la Zimbor, așadar am făcut o scurtă drumeție până acolo. Această biserică monument istoric a fost renovată în cursul anului 2010 printr-un proiect finanțat de Ministerul Culturii și Cultelor. Actualmente se mai fac slujbe de 2-3 ori pe an aici. Căsătorii, se căsătorește cineva? Încă nu. De când s-a renovat biserica, nu. N-am fost căsătorii. Este singurul cimitir de care are și o biserică aici în sat? Da, în Zimbur este singurul cimitir. Am respirat aerul curat și ne-am simțit extraordinar lângă lăcașul de cult, unde liniștea este ca la ea acasă. După care edilul a dorit să ne facă cunoștință și cu soția Ramona, care urmează să nască în curând. Așadar, ne-am deplasat acasă la domnia sa în Sutor. Mai multe detalii despre viața privată, primarul ne-a dezvăluit în casa părintească, unde am avut onoarea de a-i întâlni pe părinții acestuia. Bună ziua! Bună ziua! Poftiți înăuntru! Bună ziua! Ce faceți? Da, bine, așteptăm musafiri! Poftiți, luați loc la noi! În fiecare zi îl vedeți pe domnul primar, da? În fiecare zi vine și vă vizitează? Păi sigur că trebuie, că suntem părinți. Trebuie să vie. Sunteți mândri de domnul primar? Foarte mândră. Și de celălalt îți mândră. Și de toată familia, de nepoți. Cel mai mândră de nepoți. Că da. Acum după ei urmează să iubim mai tare nepoții. Și după ei iubim, da. Dar nepoții... Ei sunt lumina. Sunt altceva nepoții. Ne aflăm la casa părintească a domnului primar. Suntem aici să aflăm mai multe detalii despre viața privată a domniei sale. Domnul Mureșan, pentru început poate ne spuneți cum v-ați cunoscut soția actuală și poate cum v-ați cunoscut și cealaltă soție, pentru că știu că ați mai fost odată căsătorit. Da, într-adevăr, am mai fost căsătorit. Din prima căsătorie am 2 copii. Ne-am cunoscut atunci, eram mai tânăr, la discotecă, aici prin raza comunei. A doua soție ne-am cunoscut în satul ei, unde am și lucrat ca și pădurar acolo. De unde? Din Sâncrai al Mașului, tot în comuna Zimbur. Și ați fost aproape? Da. Și asta când a fost? Când v-ați cunoscut a doua soție? A doua soție
în anul 2004. Și aveți un copil cu dânsa și unul este pe drum, dacă... Într-adevăr, da, am un copil care e în clasă pregătitoare, care face 7 ani în iulie și o să mai avem unul care cred că în 2 săptămâni maxim. Deci, să știe, este băiat sau fetiță? Băiat. Și din cealaltă căsătorie ar fi un băiat? Un băiat și o fată. Și o fată. Ce fac cei doi mai mari? Cei doi mai mari, fetița e cea mai mare, e student anul 3 în Cluj. Băiatul lucrează, a terminat liceul anul trecut și acum lucrează în Zalău. Cum arată, de exemplu, un weekend în familia dumneavoastră? Ce faceți de obicei în weekend? În general suntem foarte ocupați, avem animale și ne ocupăm și de agricultură, dar pe lângă toate ne facem timp și de familie. Duminica mai ieșim la iarbă verde, mai jucăm fotbal sau volei în centru comun, în Zimbor. Știu că aveți un hobby foarte, care vă place foarte mult, acela fiind fotbalul. Poate ne spuneți câteva lucruri despre asta? În general îmi plac sporturile cu mingea. Cel mai mult, într-adevăr, îmi place fotbalul. Pentru a ne demonstra cât de mult îndrăgește fotbalul, edilul ne-a invitat la sala de sport a școlii gimnaziale din Zimbor, unde ne-a arătat câteva mișcări cu mingea. Am jucat până la vârsta de 41 de ani. Ultima dată în Liga 4-a, chiar și anul trecut am jucat în Liga 5-a mai puțin. Fotbalul e sportul preferat al meu. Și îl mai practicați așa de plăcere, da? De plăcere, da, da. Când? Când aveți timp? În timpul liber, chiar și la sală mai mergem la Hida. Aveți ceva echipă de seniori așa care... Echipa de seniori a fost în Zimbor până anul trecut, dar din păcate lipsa tineretului și chiar a preocupărilor pentru sport ne-a făcut să renunțăm deocamdată la echipa de fotbal. Revenind la casa părintească, Gabriel Mureșan ne-a împărtășit și alte hobby-uri pe care le are. Mai jucăm și volei, tenis de masă. Când jucați volei? Volei jucăm în sărbători și duminica. Aveți o echipă? Nu, e o tradiție în sat, în Zimbor, unde se adună tineri și cei mai în vârstă, vorbesc până la 40-45 de ani, chiar 50, care încă mai fac sport. Unul dintre aceste două vă place mult mai mult? Fotbalul sau meseria de pădurar? E foarte greu ca să spun care îmi place mai mult. Într-adevăr, mi-a plăcut și meseria de pădurar mult, dar una este hobby-ul și alta este meseria. Am urmat liceul silvic din Năsăud, în perioada 1982-86, după care în 86 m-am încorporat în armată până în ianuarie 88. Pe urmă am făcut stagiatura pentru meseria de pădurar, care durează 9 luni. Apoi am fost angajat ca și pădurar la Ocolul Silvic Almaș, unde am fost în mai multe sate pe Valea Almașului, unde am lucrat ca și pădurar. La urmă am ajuns în comună la noi, anume în satele Zimbor și Sâncrai, de unde oamenii, cunoscându-mă foarte bine, am avut și cele mai multe voturi la primul tur de alegeri. Mă refer la primul mandat, în 2008. Ce alte hobby-uri aveți? Îmi place vânătoarea, pescuitul. Care e cel mai mare pește pe care l-ați prins? Deci nu, pescuitul mai mult aici pe plan local, nu. Sunt chiar un mare pasionat de pescuit, mai mult e vânătoare. Și atunci la vânătoare... Care e ultima pradă? Ultima pradă e un mistreț. Mare? N-a fost chiar mare, nu. Vă place să călătoriți? Da, îmi place să călătoresc, dar din păcate lipsa timpului liber mă face să nu călătoresc prea mult, doar în concedii. Ne puteți spune un loc anume unde ați fost și v-a plăcut și eventual v-ați mai reîntoarce? Îmi place foarte mult la munte, dar la soția îi place la mare, așa că ne împărțim.
împărțiți? O săptămână și o săptămână? Nu chiar, un an și un an. Considerez foarte rare, la țară nu ne permitem ca și la oraș. Aveți foarte multe lucruri de făcut pe lângă casă și din acest motiv... Din păcate trebuie să renunțăm, pentru că dacă mai creștem și animale, trebuie să fim aproape tot timpul acasă. Cu copilul cel mic, ce activități mai aveți? Ce faceți? Ce vă jucați? Ce... Păi îi place foarte mult să vină cu mine la orice fac, chiar și când mergem la animale, că avem oi. Aveți frați și surori? Am un frate care locuiește aici cu părinții. Cu ce se ocupă așa în mare? El a păstrat meseria, ca să spun așa, tradițională familie de pădurar și eu am fost pădurar 20 de ani înainte de a face politică, de a fi primar. Și el acum, actualmente, este pădurar. Și sper că și fiul meu cel mare, care și-l a făcut un curs de pădurar, să-i urmeze meseria. Aveți vreun regret că ați ajuns primar și sunteți foarte ocupat și nu vă mai puteți ocupa de alte lucruri care v-au plăcut, cum ar fi când ați fost pădurar? Nu regret. Îmi place ceea ce fac și chiar vreau să fac ceva pentru Comuna Zimbor. Cum a acceptat familia programul dumneavoastră încărcat? A acceptat bine, pot să spun, pentru că și înainte aveam program încărcat, poate era chiar mai încărcat când eram pădurar ca și acum. Erați mai mult plecat de acasă? Era mai mult plecat ca și acum. Considerați că ar trebui să mai renunțați puțin din activitatea asta administrativă și politică în detrimentul timpului? Nu e cazul să renunț, pentru că dacă timpul este bine programat, avem timp și pentru familie și pentru administrație. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați primit la dumneavoastră. Cu siguranță ar fi mult mai multe lucruri de discutat despre aspectele profesionale, despre viața privată, însă vom încerca să mai revenim la dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru vizita care ați făcut-o în Comuna Zimbor și vă aștept cu mare drag și cu alte ocazii să reveniți la noi în comună.